încep de vreme și încep cu puțin, încep să îți placă să cochetezi cu diverse lucruri. Sunt soră între doi frați și mergeam la întrunirile de băieți, la fotbal, la, da, unde era gălăgie, unde era bere, unde erau băieții cu țigările. Obiceiuri nu foarte bune pentru o fată și nu foarte bune pentru un copil de 14 ani. Toți frații mei erau mari, am crescut mai mult singur. Nu prea stăteam pe acasă, pentru că nu aveam cu cine să stau. Honoream tot timpul, la vârsta de 12 ani, deja știam tot orașul, eram pe peste tot, nu puteam să stau nicăieri. Fiind fată într-o familie, trebuie să ai un anumit comportament. Nu-l aveam, bineînțeles. Devenisem răutăcioasă cu ei, pentru că puneau tot felul de limite. Au început să apară anturaje, prieteni noi. Nu făceau lucruri pe care aș putea să zic că sunt mândru acum că le-am făcut. Făceam tot felul de prostii pe care putea să le facă un copil până la vârsta de 15 ani, când totuși am început să mă mai cizelez un pic datorită sportului pe care l-am făcut, adică fotbalul. Nu îmi plăcea să ascult de părinții mei. Am fost un copil rebel. Eram numită oaie neagră, într-un fel sau alt. Deci nu ascultam niciodată nimic, nici dacă mi se spunea să iau loc. Aveam deja o ceva, o țepușă. Consumam alcool, consumam droguri și pierdeam timp. Făceam graffiti pe pereți, pe la București, pe metrouri, pe unde prindeam. Trecutul meu, da, a dus, din cauza viciilor, la un copil, la o lipsă de căsătorie, la un divorț, la multe lucruri. Pentru că atunci când te depărtezi de Dumnezeu, ești lipsit de viață. Am încercat din puterile proprii, chiar dacă aveam această dependență și când eram deja mamă, și nu am reușit. Mă adânceam mai mult și îmi vedeam copilul, mă vedeam pe mine prin ochii lui și nu mi-aș fi dorit o mamă ca mine. Și atunci m-am rugat, pentru că eu îl cunoșteam deja pe Dumnezeu, cumva în interiorul meu exista, doar că în urma dezamăgirilor din trecut, din copilărie, aveam așa o ceartă interioară cu Dumnezeu tot timpul, că nu eram mulțumită de ceea ce îmi dăduse, parcă nu îmi dădea ce voiam, pentru că Dumnezeu nu ne dă ce voim, ne dă ce ne trebuie. Atunci când am cunoscut pe Dumnezeu, a fost într-o seară în care nu mă gândeam vreodată că o să mai fiu aici unde sunt acum, alături de familia mea, adică. Am fost la procuratură, luat și am stat de dimineața de la ora 6 până seara la ora 12. Și atunci, eu până în acel moment, pot să zic că aveam o credință foarte, foarte slabă. Și rămânând ultimul acolo în sala de așteptare, am zis: Doamne, dacă chiar existi, dacă chiar ești alături de mine și ești atât de mare cum zice lumea, fă tu cumva și arată-mi că e adevărat ceea ce se spune, pentru că eu n-am ce căuta aici, cu toate că eram consumator, dar nu aveam legătură cu toată lumea, toată harababura care era în viața mea în acel moment. M-am rugat și am zis: eu știu că tu poți să mă vindeci, tu poți să mă readuci înapoi la un om de care ai nevoie, de care copilul acesta are nevoie să trăiască. Atunci l-am cunoscut pe Ștefan. Procurorul mi-a dat o foaie și mi-a spus: acum coboară jos. Și am rămas puțin blocat. Zic: ok, gata. Bun.
Și când am ajuns jos, unul dintre funcționarii de acolo mi-a spus, dă să mă uit pe ea. A luat-o și mi-a spus, ok, da, poți să te duci acasă. Și în inima mea atunci s-a întâmplat ceva. Pur și simplu am rămas blocat pentru câteva secunde și zic, da, chiar e adevărat. Și am fugit până acasă, deci nu venea să cred lucrul care s-a întâmplat, pentru că mă rugasem și chiar s-a întâmplat pe moment. A fost ca o minune pentru mine. În tot timpul ăsta în care noi am călătorit așa prin viață, 33 de ani mai exact, ultimul nostru tatuaj împreună era o silueta unui schelet pe care scria vino înapoi la viață. Și după acest ultim tatuaj, eu am avut imboldul de a mă opri din ceea ce fac, pentru că nu... Da? Deja aveam al doilea copil și nu mai mergea nimic și m-am oprit. O mare contribuție la toată schimbarea asta mea a avut-o și fetița care o am împreună cu soția mea. Pentru că și atunci când, după ce s-a născut, am avut o perioadă în care noi doi nu am fost împreună, în aceleași motive. Probleme, neînțelegeri, droguri. Mă rugam la Dumnezeu ca Dumnezeu să facă cumva, să se descopere lui, pentru că doar în felul ăsta lucrurile se vor schimba și revine și în familie și se așează. După 6 luni care a fost lipsă de acasă, hai să-i vizitez. Și atunci fata mea mi-a spus, tati. Da, și am avut aceeași reacție ca acum. Am rămas un pic sceptici, cum tu, serios, acum vorbim că suntem noi. N-ai mă cum să te lași tu așa deodată, ce gata, ai lăsat toată viața dinainte în urmă. Și pot să zic cu zâmbetul pe buze că da. După o adolescență și o tinerețe tumultoasă, după 12 ani de dependențe de narcotice, da? Dumnezeu te schimbă, te face nou. Cred că transformările... nu mai gândești la fel, de fapt. Când Dumnezeu te transformă, nu mai gândești la fel, nu mai acționezi la fel, nu mai faci lucrurile la fel, nici oamenii nu-i mai vezi la fel, pentru că atunci când ai dependențe, nimic din ceea ce faci nu este cum ar trebui să fie făcut într-o viață normală. Sunt un pic mai calm ca înainte. Încă n-am reușit să renunț de tot la instinctul care l-am, pentru că am fost o fire mai repezită și încă mai dau curs fără să-mi dau seama la unele lucruri și apoi zic, da, iar. Și încerc să mă calmez. Mi se pare lucru cel mai mărunt că am, da, este de fapt cea mai mare bogăție a unui om. Să ai o casă, copii care să te strige, care să-i ajuți, care să-i crești, care să-i înveți despre Dumnezeu. Dimineața când ne trezim și vin copiii la noi în cameră și câteodată rămân uimiți că e sâmbătă dimineață. Tati, ești acasă? Da, sunt, nu știu, poate lucrurile cele mai mici, poate chiar familia este unul dintre ele. Dumnezeu pentru mine personal este ceva la care nu aș renunța. N-aș mai face nimic din ce am făcut. Ne-a readus la viață. Ești lipsit de valoare fără Dumnezeu. Trebuie să ajungem la un punct de echilibru între noi și Dumnezeu.